ASEA Târgu Mureș s-a reunit marți 14 ianuarie în vederea reluării pregătirilor pentru sezonul de primăvară. La primul antrenament au fost prezenți 27 de jucători, 16 rămași din prima parte a campionatului, 8 jucători la capitolul noutăți și 3 promovați de la echipa secundă. În aceste zile, elevii lui Ioan Ovidiu Sabo vor efectua vizitele medicale, după care va avea loc primul cantonament pe plan local între 18 și 31 ianuarie. A doua perioadă de pregătire centralizată este programată între 2 și 19 februarie. Divizionarea secundă ASEA Târgu Mureș și-a reluat pregătirile pentru returul campionatului marți 14 ianuarie la Academia de Sport din cadrul complexului Weekend. La reunirea lotului s-au prezentat 27 de jucători, 16 dintre aceștia aflați sub contract cu gruparea mureșeană, 8 la capitolul noutăți și 3 promovați de la echipa secundă. Un lot care va suferi modificări în următoarele săptămâni. Până în prezent, Tomozei și Amauri Pereira au semnat cu ASEA. Situația celorlalți urmează să fie clarificată în zilele următoare. Este vorba de Neagu, Ugocian, ambii de la școala de fotbal Marcel Băban, Vasile Bogdan de la Viitorul Constanța, Patrick Poverjan, a evoluat în Statele Unite, izraelianul Zemach și Lucian Turcu de la Ucluj. Totodată, situația atacantului Andrei Crețu este incertă. Jucătorul este posibil să părăsească gruparea mureșeană. ASEA va continua antrenamentele zilnice, atât pe terenuri cât și în sala de forță de la Academia de Sport. Pe terenul sintetic de la stadionul Transil. După efectuarea vizitei medicale, intră în primul cantonament pe plan local între 18 și 31 ianuarie. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!